la 23, fără să iasă la toaletă, fără să mănânce, fără nimic. E extrem de dificil. Deci, văd și eu aceste dezavantaje. Pe urmă, în mod categoric, nu era justificată prelungirea programului, pentru că este un referendum cu o singură foaie. Nu mai e ca la locale, unde mai 6 buletine pentru Consiliul Local, pentru primar,